Vă sesizez că România are ca moștenire culturală o zestre deosebită, vechi conace, boierești, palate boierești, în principiu toate edificiile care au fost naționalizate după 1948. Și vă spun un lucru, cred că se impune la ora actuală un program, să-l gândim la nivelul Ministerului Culturii împreună cu Ministerul Turismului, un program național care să-i găsim finanțare, să vedem pe ce programe de finanțare, astfel încât să pornim în primul rând la inventarierea lor, chiar dacă ea este la ora actuală în zona privată sau aiurea, pentru că foarte multe aparțin la ora actuală. Cred că ar trebui un program pe care să-l dedicăm restaurării acestor edificii și dacă avem gândit ceva despre domeniul acesta și pentru casele satului românesc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator! Dragă Vlad, suntem buzoieni amândoi. Există în Buzău, că mi-a venit ideea în timp ce vorbeam și ideea este foarte bună să gândim așa ceva, există acel drum al vinului. Poți să găsești împreună cu Ministerul Culturii itinerare care pe traseu, dacă au monumente de genul ăsta, să fie incluse în acel program și restaurate. Ideea e foarte bună și putem accesa și fonduri europene pentru așa ceva.